Regulamentul nou de finanțare a Institutului de Învățământ Preuniversitar a pus pe gânduri o parte din cei implicați nemijlocit în promovarea lui. Finanțarea centralizată parcă ar fi un lucru bun, consideră cei din administrația publică locală, dar va genera probleme. Niște reportaje și au spus că ea cam am scăpat de primari. Mi îmi că, știți, societatea participă cu bani. Ăștia sunt bani publici care se alocă la Ministerul Educației ca să finanțeze sistemul ăsta de învățământ. Însă mie mi se pare că societatea nu se poate duce și să vadă transparența folosirii acestor bani. Cred eu că va fi mai ușor într-o măsură pentru dânșei, pentru că le-au dat autonomie. De alt punct de vedere, neavând practica evidența contabilă, cum ar fi trebuit să fie, bă, cred că o să întâmple foarte mari pedici și foarte mari neînțelegeri să fie, bă, pentru să gestionarea banilor este o artă, să vorbim așa, în care între mai multe componente, pentru care și profesionalismul. Și membrii societății opinează în favoarea modificărilor. Aici din care parte te uiți, dar era bine zic, să gestionează acești bani. Primărie era normal, dar în multe cazuri eu sunt de acord că mai bine să gestioneze gospodarea, adică directorul școlii. El știe mai bine situația în școală, știe cum să planifice cheltuielile, care la leafă, care să le unească, poate niște obiecte la un investitor, să aibă niște rezervi, să formeze acolo, să la, pentru școală. Dar primarii, fiind niște conducători, încă nu departe de stilul democratic, încă. Încă ești dictator, încă ești birocrați, încă. Ei mai aveau uh, un obicei că, prin puterea lor de serviciu, să frâneze încă aiași bani de a-i da școlii. Conducătorii Institutului de Învățământ consideră că anume ei sunt cei care ar trebui să fie gospodari de plin, gestionând și banii pe care îi mai pot și economisi. Eu sunt că nu este o mare povară, este o responsabilitate mai mare Fa -ă, privitor la, la, la gestionarea finanțelor, fiindcă noi nu suntem acei care, mă rog, deodată o să însfășăm toate secretele. Dar să că directorul va putea pune, în primul rând, gestionarea banilor, unul, a doilea, va ști cum să facă economie. Deci, în dependență de felul cum omul direct conducător va putea să facă această gestiuni, în dependență cum colectivul întreg va privi aceste întrebări, adică fiecare membru al colectivului, cred că este cointeresat ca în școală să fie, să acumuleze surse mai mari financiare. Este abia lansarea acestei autonomii financiare minite să se manifeste prin modificări calitative ale învățământului, unde se plămâdește ziua de mâine. Elevii de azi vor schimba multe în societatea unde la temelie sunt regulile democrației.